ziua, vă salutăm de la Cahul. Astăzi vă felicităm pe doamna Elena, care își sărbătorește ziua de naștere. Iar familia, soțul și cei trei copii, din care patru, din care trei sunt acasă, da? Și una este cu noi. I-au organizat o surpriză frumoasă la serviciu. Haideți cu toții să-i spunem sincer, la mulți ani! Astăzi am venit să vă felicit cu ziua de naștere și am un buchețel pentru dumneavoastră. Haideți să o aplaudăm cu toată lumea. Și vreau să vă întreb din partea cui vine acest buchețel de flori. Nici nu am cuvinte. M-am sunat așa printr-o surprindere că m-am pierdut de tot. Aplauze! Eu am un mesaj de felicitare în care scrie cine v-a organizat surpriza și am să-l citesc cu mare drag. Дорогая наша любимая мамуля, хотим поздравить тебя с днем рождения, сказать, что очень сильно тебя любим. Спасибо за любовь и заботу, которые ты нам даришь, за все, что ты делаешь для нас. Прости, если мы бываем неправы или не уделяем тебе должного внимания. Ты самая лучшая жена и мама на свете. С днем рождения! Это ты, угорица, ломамика бастра. Аша, угорица, угорица, дульчи. Ай, вино, что? Мы имеем еще торты для меня бастра. И соцу, кумаша. Аша, аплаузи еще для соц. Eu am crezut că numai o fică e cu noi, dar ele sunt trei și, încă... și mai este una. Așa, dar unde e cealaltă? A, la Chișinău, am înțeles. Această felicitare este pentru dumneavoastră și am un cântec. N-am să vă rețin mult ca să nu treacă această sărbătoare așa pur și simplu. Am un cântec, se numește Mulți ani trăiască, dar vreau să încep acest cântec cu aplauzele colegilor dumneavoastră. Aplauze, 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 aplauze!
Fericiți veseli și mereu să aveți parte de surprize frumoase oriunde vă veți afla. Așa cum v-am prins astăzi la serviciu, așa să aveți mereu surprize frumoase. Pentru că le meritați din plin. Sunteți o mamă bogată, aveți 4 copii gemenuțe. Serios? Aveți 2 gemene? 2 gemene. Serios? 2 perechi de gemeni? Aplauze! Știți că am și eu o pereche de gemeni. Îmi pare bine să știți că aici a luat sfârșit surpriza noastră și vă ofer acest microfon să le spuneți un cuvânt de mulțumire celor care v-au organizat surpriza și colectivului care v-au susținut. Să știți că mai rar se găsește colectivii așa care e cu susținere, care e să vă aplaude, care să nu vă... vorbească pe la spate, dar nu o încurajăm, dar noi lucrăm, dar nu știu și că nu ne dă voie, dar aveți un colectiv din nota 10, eu vreau să vă aplaudați, că sunteți bravo! Vreau să aduc mulțumire, în primul rând, familiei mele, soțului, copiilor mei și îi mulțumesc bunului Dumnezeu pentru că m-a înzestrat cu așa bogăție, mă rog de sănătate pentru toți. Și mulțumesc și colectivului. Într-adevăr, am un colectiv de aur. Am mai fost, am mai lucrat, dar așa e rar de întâlnit. Sunt toți tineri, bravo! În primul rând, domnul Ștefan, vă mulțumesc mult! Vă doresc și dumneavoastră multă sănătate, să fiți sănătos și realizări frumoase în continuare. Și soțului, multă sănătate și îl iubesc, mi-a spus de mult. Pentru că dacă nu era el, nu era nimic. Așa, așa mai rar, cu 4 fete, asta e foarte rar, suntem chiar rari. Mulțumesc mult la toți și mulțumesc doamna Cristina și dumneavoastră. Vă urmăresc întotdeauna, sunteți pentru mine ceva care nu pot să vă las așa într-o parte. Vă urmăresc întotdeauna și vă dau bunul Dumnezeu să ajungă rândul și la mine, cu dumneavoastră. Dar să știți cum, acum că vine cineva, vine și eu zic, Doamne, chiar vreau să o găsesc, să vină, adică cineva în magazin. Nici prin cap. Mulțumesc frumos tuturor! Eu am înțeles că dumneavoastră cântați frumos. Și dobă bateți. Dobă azi nu avem cu noi, dar microfon avem. Eu vreau ca să vă ascult colectivul întreg cum cântați dumneavoastră. Ați știut că doamna Elena cântă? Iată să vedem cum cântă doamna Elena. V-ați gândit la un cântec? Haideți! Am avut în viața mea mai mult zile grele, dar mă bucur de ceva de fetele mele. Am avut în viața mea mai mult zile grele, dar mă bucur de ceva de fetele mele. Sunt alinarea și mi-a lungă supărarea și mi-aș da orice în orice că-s fetele mele. Ele mi-aduc alinarea și mi-a lungă supărarea și mi-aș da orice în orice că-s fetele mele. Ne-am crescut, ne-am legănat cu tăticul lor și cu drag ne-am invitat să avem ajutor.
să nu aibă niciodată lacrimi și să sunt tristate, să le fie bună soarta fetele lui tata, să nu aibă niciodată lacrimi și viață tristată, să le fie bună soarta fetele lui tata. Care cu toți să-i spune la mulți ani! La mulți ani! La mulți ani, doamna Elena, și toți sănătoși!